Superliga vă este oferită de Superbet. Șutul sub bară! Asta este prima ocazie. Mingea scoasă de acolo de portarul Căbuz. Acum când Craiova avea nevoie, cea mai mare nevoie de suportere avea în acest meci. Oricum, pe parcursul sezonului ne-a așteptat de puțin suportere acestei formații a lui Adrian Mititelu, dar apoi la mâna rezultatelor, care arată neașteptat de bine, repede. E, asta e o pasă interesantă, scoate portarul Căbuz, ocazie imensă ratată de Blănuță. Este cea mai mare ocazie a meciului. Nu, Blănuță, nu. Blănuță, că nu dai gol de aici, Blănuță. Au diverse site-uri pe care verifică aplicații de rezultate, doar că acolo nu sunt corecte. Gol! Craiova! Cine scrie cel care a ratat în prima repriză? Blănuță! Craiova în acest moment scapă de retrogradare. Repriza a doua! Repriza a doua a Sibienilor! E, asta contează mult pentru Blănuță, care sigur a fost apăsat de... N-avea cum să fie altfel. Scrie dintr-o poziție mult mai grea decât cea din care a ratat în prima repriză. El are calitate, un jucător tânăr care sigur are potențial, are marge bună de creștere. Sunt convins de treaba asta. O, că a marcat acum. E un jucător care a ratat mult, da, e un jucător care pare dezordonat, așa. Bate cu dreptul Balaure, surprinde, bate scurt, Balaure, au oameni mulți aici, Sibienii, Balaure, în concentrare, gol, Sotamino! Sotamino înscrie, Sotamino egalează și Craiova e din nou în Liga a doua. Al doilea gol, doar al doilea gol marcat de Sotamino în tricoul echipei Sibiene. Și de când a venit în România, japonezul Metaloglobus Herman este domn important care joacă mult. A marcat un gol în acest campionat undeva în startul sezonului și acum. Nu știu dacă au fost, nu cred că au fost în avantaj 10 minute. Au rămas în prima ligă timp de 10 minute. Dar mai e mult din meci. Varianta sub 21 de ani. Centrarea lui Iani Stoica, gol! Cine scrie? Gabi Iancu! Gabi Iancu, care nu se bucură, pentru că înscrie împotriva fostei sale echipe două goluri marcate de Sibieni în 3 minute. Gabi Iancu! Că nu e vorba despre vreo problemă medicală, nu, nici pomeneală. Oh, e pe lângă! E destul de mult, cred, pe lângă. Jumătate de metru. 2-0. Scapă și de baraj. Centrarea nu e rea și intervenția portarului Căbuz. Asta e grea intervenție. Mingea vine de aproape. Nu știu cine a dat exact, să vedem. Nu știu dacă a fost offside. Cred că a fost puțin offside acolo. Dar varul nu intervine pentru că nu s-a marcat. Și faza continuă cu lovitură de la colț. Sidibe. Unde e mingea? Încă o dată Sidibe. Nu, prea puțin. Prea puțin și pare să fie în zi bună. Căbuz. Ce s-a dat aici?
Ar fi vreun hands, asta se verifică probabil. E, da. Cred că asta se verifică, să nu fie un hands acolo. Sau, da, s-a oprit jocul pentru a se... pentru a fi atenționați suporterii. Cu schimbare Popo Achim. Da, încep suport, trebuie să-și dea în pete. Of suporterii. Dacă lucrurile continuă așa, meciul acesta se va termina ultimul. Da, bineînțeles. Schimbările alea nenumărate pe banca tehnică. A venit Nicolo Napoli, a și uitat și el de câte ori a fost la Craiova. Dacă întreabă cineva repede de câte ori a fost antrenor aici, de câte ori a venit, dat afară, întors, revenit, nici Nicolo Napoli nu mai știe. La voluntari. Deci aici Padula îl ține în joc. Cere mingea, cere mingea, nu-i mai poate ierta de data asta. Craiova, Craiova este bătută de jucătorul care a fost, care a plecat de aici mai devreme, Gabi Iancu. Parcă lui Gabi Iancu parcă i-a fost milă, dar aici n-a mai avut ce să facă. Uitați-vă la Padula, uitați-vă la Padula. Ceva, ceva de neimaginat la un asemenea nivel. Cum poate să-l țină pe Gabi Iancu în joc Padula? Două goluri marcate de Gabi Iancu. Prima retrogradată e cunoscută cu mult timp înainte. Pentru că, repet, voluntarul poate egala, se schimbă lucrurile. Tăm să spere, a doua oară bine, aruncă cu scaun. De prevăzut asta, mai ales că sigur că e și mai mare frustrare acum, pentru că ținând cont de ce se întâmplă pe celelalte stadioane, Craiova depindea de ea. Craiova, dacă ar fi câștigat meciul ăsta, se salva de la retrogradare. Câștigau toate celelalte și câștigau degeaba, să zicem, Craiova și Dinamo, că ele erau în situația asta. Ok, domne, am făcut ce am putut în ultima etapă, n-a depins de mine. Da, așa? Și jocul, repet, și atitudinea. Mai ales că la pauză știau ce se întâmplă pe celelalte stadioane. Ai avut jumătate de meci la dispoziție. Era 2-0 la pauză pentru Botoșeni. Pentru Oțelul cu Botoșeni. A reușit. Cealaltă nu. Da, până la urmă cred că au fost îndepărtați de acolo suporterii. Ce va fi prin oraș? Sperăm că nimic ieși din comun. Adrian Mititelu a anunțat că va continua în Liga 2 să investească. Sunt banii lui, bani mulți, milioane, milioane multe pierdute de familia Mititelu. Da, mulți vor spune că și din cauza lui, foarte probabil. Doar să nu creadă cineva că a făcut-o cu intenție.
S-a terminat campionatul în play-out. Cunoaștem cele două retrogradate, Voluntari și Craiova. Voluntariul, care avea nevoie de un egal pe teren propriu, nu l-a obținut punctul. Craiova, cu o victorie, s-ar fi salvat de la retrogradare. N-a reușit să ia nici măcar un punct. Dinamo și Botoșani sunt la baraj. Astea sunt lucrurile. Cineva trebuia să termine pe ultimele două locuri. Craiova și Voluntari. Craiova 1948.